Așteptăm barja cu care vom traversa râul Murray. Trecerea este gratuită. Între timp admirăm un stol imens de papagali albi. Superb! Râul Murray este al doilea ca mărime din Australia. Traseul său are aproximativ 2500 de kilometri din locul de unde izvorăște, Snowy Mountains, până în ocean. E mărișor. Da. Orașul Adelaide este alimentat cu apă aproape în întregime din acest fluviu. Îl folosesc și pentru agricultură. Și că sunt 4 baraje pe parcursul lui. Prima dată când vedem acest semn de circulație în Australia. Suntem în Parcul Național Coorong, o zonă cu mlaștini și lacuri sărate și foarte multe păsări. Ne-am oprit lângă un stol de gâște. Superbe! Sunt un grifu muriu, foarte elegante. Sunt gâștele de Cape Barren, endemice pentru Australia. În trecut au fost vânate, atât pentru ou cât și pentru carne, dar acum sunt strict protejate. În calea, mama! A, și pleacă doar pentru noi? Nu cred. Nu cred, a plecat. Suntem singurii pasageri și este gratuită trecerea cu acest mic feribot. Nu-i da tare, nu te enerva. Da,
Datorită solului și a climei, Australia de Sud și mai ales zona din jurul orașului Adelaide găzduiește unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a face vin. Încă din secolul al XIX-lea, în podgoriile pitorești de aici, se produc vinuri excelente: Shiraz, Chardonnay, Cabernet Sauvignon și Pinot Noir. Ciața dimineții! Ce-au bezenii, că a plouat azi noapte! Ne-am trezit foarte dimineață pentru că mergem spre unul dintre cele mai vizitate puncte turistice din Australia de Sud și de altfel din întreaga Australie și vrem să ajungem înaintea mulțimii. Locul este numit 12 Apostoli, iar aici oceanul a rupt pe parcursul a milioane de ani din faleza înaltă și a modelat un număr de stânci. Acum mai sunt doar 8 asemenea formațiuni, dar numărul lor se modifică continuu prin prăbușirea celor mai vechi și desprinderea din faleza unora noi. Acești stâlpi de calcar spectaculoși au o înălțime de 45 de metri și sunt vizitați în fiecare an de milioane de turiști. Haideți să-i vedem împreună! Natura la maxim! Echidna. Echidna seamănă un pic cu ariciul și trăiește doar în Australia și Noua Guinee. Ceea ce este extraordinar la echidna este faptul că, deși este mamifer, se înmulțește prin ouă. Este o verigă lipsă în lanțul evolutiv între mamifere și reptile. Ne oprim să luăm prânzul cu vedere la faleza sâncoasă, de frumusețea căreia nu ne săturăm. Pentru o călătorie pe termen lung, cele mai bune moduri de a-ți proteja bugetul sunt gătitul la portbagaj și evitarea hotelurilor. În călătoriile noastre, peste 60% din buget se duce pe motorină, ceea ce înseamnă explorare. E ora mesei pentru toată lumea. Alături de noi, un stol mare de pescăruse delectează cu fructele unui tufiș. Thank you.
col tutezi. A, ce tare, asta ar trebui să o filmezi. Hi, hello, fine, thank you. So I'm doing a round of breath exercise for alcohol, okay? Big breath out through the straw, thanks. And stop there, thank you very thank much. Thank you. I did that when I was probably 18. Ah, long time. Yeah, good I'm 40 something. Oh, wow. See you. You've been breath tested in Australia. Breath tested in Australia. Îți dai seama cât a costat asta pe bani australieni? Aici pădurea a ars, iar arborii bătrâni, afectați de foc, au rămas în picioare. Plantele tinere cresc și, pentru moment, coexistă cu pomii arși, creând un peisaj bizar. Zărim în lizieră un cangur fumuriu și ne oprim să-i admirăm prietenii. The breakwater. Alt fish and chips. Aici se mănâncă. Și în cel mai sudic punct din South Australia. Urmează Perth! Ha-ha! Abia așteptăm! Northumberland este un promontoriu stâncos ce se ridică la o înălțime de aproximativ 30 de metri deasupra Oceanului Turcoaz. Vârful său este considerat cel mai sudic punct al Australiei continentale. Denumirea i-a fost dată în anii 1800 de către ofițerul naval James Grant, după ducele de Northumberland. Coasta accidentată, priveliștile panoramice deasupra oceanului și vegetația naturală fac ca această zonă să fie o atracție turistică de top. Thank you.
Suntem încă în sudul Australiei, în drum spre Port Augusta. Temperatura a crescut brusc, afară sunt 42 de grade. Soarele Australiei arde, este nemilos. O parte din lucrurile noastre au cedat. Lăzile în care ne ținem hainele s-au spart și scrâșnesc. Cred că le auziți aici în spate, continu. Conexiunile electrice ne joacă feste, bucăți de plastic s-au încins și s-au topit. Nu știm când funcționează frigiderul și când nu. O dată pe oră coborâm să-l verificăm. Când deschidem ușa mașinii, aerul și soarele australian ne coc pielea. Este ca și cum ai sta în fața unui cuptor imens, încins. Și de-abia de acum începe partea sălbatică a Australiei de sud-vest. Urmează distanțe mari între localități, câmpia nu la arbor, o zonă plată, deșertică, cu trafic auto nesemnificativ. Am fost avertizați că putem aștepta 2-3 zile până la trecerea primei mașini. Ne-am fost prevăzători, am luat 60 de litri de apă potabilă, conserve, ore spre fiert, paste, sosuri pentru paste, avem frigiderul plin. Dacă funcționează. Eu sper că va funcționa. De acum începe aventura. Vezi că e un mantarei. Așa părea, da. Uite-l. Ce se petrece aici, dacă ne puteți spune? Încercăm să gătim fără proteină de muscă. Nu știu dacă ne va reuși însă. Pare destul de muscoasă situația. Este foarte muscoasă. Ce recomandare aveți pentru muștele din România? Aoleu, trebuia să schimb un pic decorul. Ar trebui să învețe lecții de la muștele australiene. Cu toate că astea sunt mai puțin bâzâicioase. Sunt doar enervante, se așează așa peste tot. Dar nu fac bzzz. Cum ar fi să se așeze în gură și pe albul ochiului? Da. Da. Am revenit într-un loc de campare care ne-a plăcut foarte mult, să petrecem câteva zile de relaxare înainte de a porni spre Australia de vest, de unde ne vom revedea în episodul următor. Vă mulțumim că ne urmăriți! Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru!
Pe curând!